Bună ziua! Dați-mi voie să deschid ședința de guvern de astăzi și chiar doresc să încep cu o veste bună care bucură cel puțin doi miniștri de aici de la masă și nu doar. Astăzi sau în următoarele 24 de ore o să se încarce pe SEAP documentația privind podul Brăila-Tulcea cu legătură și cu sau adiacență și la Dalați, o investiție de 1,4 miliarde de lei fără TVA. Proiectare plus execuție. E un lucru extrem de important. Vorbim de aproximativ 500 de milioane de euro. E o investiție pe care doar cei de la din Brăila, Galați sau Tulcea o așteaptă. Îmi doresc ca lucrurile să meargă cât se poate de rapid, legal, transparent. Vorbim de fonduri europene, de ITI și vorbim de o investiție de care se vorbește de foarte mult timp. Iată că se fac pași concreți din acest punct de vedere și vreau să-i felicit și pe cei de la Ministerul Transporturilor și pe cei de la ANAP, care de data asta a avut un ritm potrivit. De asemenea, îi mulțumesc Ministrului Sănătății, domnul ministru Bodog, și vreau să-l încurajez să-și continue eforturile pentru a rezolva problema aprovizionării cu vaccinuri. Eu personal îi ofer toată susținerea și voi continua să am întâlniri cu actorii implicați, pentru că situația, așa cum am spus și azi dimineață, nu mai poate continua în felul acesta. Suntem în săptămâna europeană a imunizării, așa că mă folosesc de acest prilej pentru a sublinia încă o dată că statul român este determinat să pună capăt crizelor recurente în aprovizionarea cu vaccinuri. Domnule ministru, eu sunt convins că vom găsi soluția, așa cum am discutat și azi dimineață, astfel încât această problemă să o putem rezolva și să oferim un cadru transparent și predictibil. Mai vreau să ating un punct, așa cum știți și cum mare parte dintre dumneavoastră ați participat ieri. Am avut întâlnire cu primul ministru georgian și cu delegația condusă de dânsu. Am constatat că putem face foarte multe lucruri pentru a dezvolta relațiile economice și schimburile comerciale dintre cele două țări. Aș ruga Ministerul Economiei, cel al mediului de afaceri și cel de externe, să urmărească cu atenție realizarea Comisiei Mixte Economice, care nu s-au mai întrunit de 14 ani, iar simultan cu această comisie, așa cum am discutat ieri la întâlnire, trebuie să organizăm și un forum de afaceri, astfel încât ceea ce am discutat și ceea ce dorim ca și dezvoltare și a relațiilor economice să înceapă cu acest pas. Să rog pe doamna vicepremier să spună câteva lucruri despre un punct extrem de important aflat pe ordinea de zi de astăzi. Vă rog, doamna vicepremier.
Domnule prim-ministru, astăzi pe ordinea de zi vă propunem pentru adoptare proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea tezelor prealabile a Codului Finanțelor Publice Locale. Codul Finanțelor Publice Locale, un pachet de acte normative care se referă în principal la finanțarea autorităților locale, se înscrie în linia programului de guvernare, respectiv în sensul asigurării surselor de finanțare integrale pentru autoritățile locale în vederea furnizării serviciilor publice. Acest pachet de acte normative va cuprinde legea 273 a finanțelor publice locale, codul de procedură fiscală pentru autoritățile locale, impozitele și taxele locale, titlul nou actual din codul fiscal, și insolvența unităților administrativ-teritoriale. Mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc! Mulțumesc reprezentanților presei!